Vreau în această seară să ne rugăm trei motive de rugăciune. În rugăciunea aceasta o să ne rugăm pentru familiile noastre. Și o să facem așa. Rândul din stânga mea o să ne rugăm pentru ceva, partea din mijloc pentru ceva și partea din dreapta mea pentru altceva. Ca să fim foarte operativi și să aducem înaintea lui Dumnezeu ca biserică cât mai multe din familiile noastre și cât mai multe din dorințele arzătoare ale inimii noastre. Dacă deschidem Biblia la Isaia, capitolul 9, Isaia începe așa, capitolul 9, cu un gând al speranței și al luminii. Spune așa, 9 cu versetul 1, totuși întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. Glorie lui Dumnezeu! Întunericul nu va domni, nu va împărăți veșnic. Există speranță și există lumină în Iisus Hristos. Versetul 2. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare o lumină. Și continuă Isaia și ne spune despre speranța aceasta, despre Iisus, în versetul 6. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Și uitați cum îl vor numi oamenii. Oamenii când este în iesle, îl vor numi minunat. Minunat. Ce poți să-i spui despre un bebic, un copil nou născut? Ce cuvinte îți vin? Hai să ne uităm la mesajul acesta al speranței în această seară și să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, există speranță în Tine că ne-ai dat un fiu minunat. Apoi în templu, cum l-au numit oamenii? Îl vor numi minunat și apoi îl vor numi sfetnic. Am și eu, ai și tu și dumneata și fiecare dintre noi întrebări și nelămuriri și deceuri și necazuri și nu știi cu cine să te consulți. Și spune că ne-a trimis un copil care întâi a fost minunat și apoi când a mai crescut s-a făcut sfetnic ca să ne ajute în necazuri, în idei, în neînțelegeri. Și după sfetnic, spune Isaia, îl vor numi Dumnezeu tare, că a crescut și a dat vindecare unui orb și a dat vindecare unei soacre și a înviat un copil din morți și i-a ridicat pe toți de pe drum și nu scrie în Biblie câte minuni și câte vindecări a făcut. Și atunci oamenii, când au fost mare, l-au numit Dumnezeu tare, glorie Lui. Părintele veșniciilor, că l-au luat și l-au pus pe cruce și după cruce l-au pus în mormânt și au crezut că totul s-a terminat cu pruncul ăsta. Și de acolo, din mormânt, Domnul Iisus a venit la viață și, biruind moartea, l-au numit Domnul Împăratul, Părintele Veșnici. N-are sfârșit. Degeaba încercăm să încheiem cu El și să-L scoatem din viața noastră, din familii, din generații, că El e Părintele Veșnicilor. Și nu în ultimul rând, spune Isaia, Domnul Păcii, Prințul Păcii, El este Domnul și Împăratul celor ce au în inimă pacea Lui. Că Ioan spune că Iisus a spus, vă dau pacea mea, vă las pacea, nu cum o dau ăștia la alții.
într-un mod diferit. Și de aia este Domnul celor ce trăiesc în pace și a ținuturilor unde există pace. El este Domnul păcii, copilul ăsta care acuși o să sărbătorim nașterea lui. Și partea stângă, vreau să ne rugăm pentru asta și să-i spunem, Doamne, în multe din familiile biserică, concentrați-vă acum voi care stați pe rândul ăsta și spuneți Domnului așa în rugăciunea asta, Doamne, pacea în multe familii din biserică a dispărut. Cum? Nu știu. Când? Nu știm. Unde? S-a epuizat. Unde s-a evaporat? Nimeni nu știe. Dar vreau să ne rugăm partea aceasta pentru pacea lui Dumnezeu să revină în mod miraculos în familiile noastre. Amin. Amin. Și acum, dacă nu o să reapară anul ăsta, acum știu pe cine să întreb, că nu s-a rugat în rugăciunea asta. Cu toată inima și cu toată ardoarea, haideți să... Și aduceți-vă aminte de familiile din biserică și dacă vă vin nume și dacă vă vin persoane din familie în biserică, rostiți-le înaintea Domnului cu numele. Ca Dumnezeu să reverse din cer că El este Domnul păcii. Nu numai că dă pacea, dar El domnește în mijlocul celor ce au pacea Lui. Amin. Amin. Acum vorbim cu porțiunea de mijloc. Capitolul 11 spune că, citim primele două versete, apoi o odraslă va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar va da din rădăcina lui. Versetul 2. Duhul Domnului se va odihni peste el. Un duh de... Și acum fiți atenți la mine, frații de pe rândul din mijloc. Un duh de înțelepciune și de pricepere. Un duh de sfat și de tărie. Un duh de cunoștință și de frică de Domnul. Pentru asta o să ne rugăm să avem în familiile noastre. Ca să avem minte înțeleaptă și o judecată corectă în tot ce facem ca și familie. Știți de ce? Familiile din afara bisericii, care nu l-au ca Domn și Mântuitor pe Iisus, ei sunt cu ochii țintă la noi. Ei sunt cu ochii țintă la familia creștină să vadă în vremurile acestea, când apar 1001 de genuri, ce face familia creștină care crede în Hristos. Și băgați de seamă că avem nevoie de mare înțelepciune. Mare înțelepciune ca să le arătăm în fapte, în relația dintre noi ca soț și soție, ca și părinți și copii, avem nevoie de înțelepciunea lui Dumnezeu ca să le și spunem, dar să fim și lumini practic pentru ei. În viața noastră de familie, în toate relațiile noastre de familie, ei să se uite în noi și să-L vadă pe Iisus. De aia noi o să ne rugăm pentru un duh de înțelepciune și de pricepere, o judecată corectă și sfântă și să-i spunem, Doamne, așa cum Tu i-ai dat Fiului Tău acest duh de înțelepciune și de pricepere, de cunoștință și de frică de Domnul, așa pune-L și în fiecare din noi. Deci noi din mijloc ne rugăm pentru o înțelepciune și o minte corectă. Și apoi porțiunea aceasta ne rugăm pentru neprihănire și o viață sfântă. Citim mai departe. Versetul 3 spune așa din Isaia 11. Plăcerea lui va fi frica de Domnul. Nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărî după cele auzite, ci va judeca pe cei săraci cu dreptate și va hotărî cu neprihănire asupra nenorociților țării. Va lovi cu pământul cu toiagul cuvântului lui și cu suflarea buzelor lui va omorâ pe cel rău. Versetul 5. Ne rugăm pentru neprihănire. Neprihănirea va fi brâul coapselor sale și credincioșia brâul mijlocului său. Amin. Dacă în ziua de astăzi oamenii vor să vadă ceva la noi, vor să vadă cât de curați și de neprihăniți, cât de sfinți trăiesc ăștia.
Și noi spunem, Doamne, în familiile noastre au apărut fel și fel de vorbe și de mânii și de necazuri și de lucruri rele și de ură și de răutate și te rugăm să ne cureți în seara asta familiile bisericii noastre și să ne dai o inimă după inima ta să trăim în neprihănire. Știți de ce? Pentru că prin neprihănirea noastră Dumnezeu va întoarce popoare prin noi la El. Citim versetul 11. În ziua aceea vlăstarului Isai va fi ca un steag pentru popoare. Neamurile se vor întoarce la El în slavă. Și slava va fi locuința Lui. Oamenii se vor întoarce la Dumnezeu prin neprihănirea mea și a ta. Prin faptul că Hristos a murit pentru tine și pentru mine, tu l-ai primit în inima ta, dar trebuie să-L duci mai departe, să-L arătăm lumii mai departe. Vreau să ne ridicăm acum și să ne rugăm pentru asta. Deci ne rugăm pentru pace în primul rând, El este Domn al păcii. Ne rugăm pentru o inimă înțeleaptă și pentru o minte înțeleaptă ca să-L vestim oamenilor de afară pe Hristos. Și apoi ne rugăm oameni înaintea lui Dumnezeu, Doamne, dă-ne o viață și o inimă neprihănită așa cum ai avut-o. Cu toată biserica ne rugăm înaintea Domnului.